energie electrică pe cartierul Europa. Ați fost martor săptămâna trecută, a venit foarte euforic directorul de la Electroconstrucția Iași și a spus: am adus stâlpi. Eu am avut o glumă, iau fanfara să vă întâmpin. M-am dus cu sufletul la gură acolo, mergând cu oameni de specialitate din primărie, nu-s buni stâlpi, sunt mai mici. Nu-s buni stâlpi, trebuiau alți stâlpi, nu cei care i-a adus. Ca atare, sigur că nu i-am lăsat să discarci, și nu i-am început, i-am întors înapoi. Mi se pare o chestiune de neseriozitate, ca să-mi spun altfel. Acum s-a angajat din nou că în două săptămâni aduce alți stâlpi. Ceva nu e în ordine. Vă spun, analizăm foarte concret, nu știu, rezilem contractul, că sunt alte soluții. Sunt mă consult și partea juridică, suntem în o situație foarte, foarte delicată. Deși repartizarea terenurilor pentru case a avut loc tocmai în 2012, tinerii, fiind condiționați să înceapă lucrările în termen de un an de la intabulare, nici până acum nu sunt aduse utilitățile, în special energia electrică, de care au mare nevoie. Câțiva dintre proprietari au protestat chiar la primărie în această vară pentru a pune presiune pe autorități să rezolve problema.